Acum, dacă nu ne-a plăcut cartea, ce să facem? Batem cuișoare în gutui. O muncă dificilă, istovitoare, dar atât de frumoasă este recompensa. Pentru că alături fierbe niște vin. Ei, dacă vi se pare prea slab, puteți să puneți vodka în el sau ceva. Adică nu... Am glumit. De gata, terminați odată. Și vă uitați așa. Bonjurică, bonjurică și bun găsit la Farfuria lui Exarhu, ediția de Crăciun. Asta este încheierea unei mese pe care eu v-am propus-o și de care eu cred că o să vă țineți. E vorba de o gutuie coaptă în două tipuri de vin, dulce, cu scorțișoară, cu toate aromele pe care noi le asociem cu Crăciunul, în afară de portocale, evident. Avem cuișoare, avem vin fiert, avem căldură, avem un pic de zahăr și... O grămadă de vinuri de desert la Auchan, ca să dau un exemplu la întâmplare, așa,
desert bune, de la țărani, de unde apucați. Avem gutuile, avem scorțișoara de desubt. Puteți să puneți tot felul de alte coloniale, cum le spunea bunicul meu, renibahar, tot felul de prostii. Dar cred că mai simplu e mai bun, așa că începem să turnăm. Unele vor pluti, altele nu vor pluti. În orice caz, toate se vor găti. Și siropul ăsta o să se mai îndesească puțin, se mai concentrează, cam 20 de minute la cuptor, după care venim cu zahărul ăsta, le presărăm bine și le mai lăsăm un pic, astfel încât să se caramelizeze și le verificăm din când în când cu un bețișor. Până aici e foarte simplu. Hai, gata, cu vrăjeala, mergem la cuptor. Au stat un pic, s-au răcit, puteți să le lăsați și peste noapte, și mai bun siropul ăsta dacă stă, se răcește și oricum e recomandabil să le gustați reci, dar sigur că merg și calde exact ca toate lucrurile în viață. Până una alta însă, luăm o gutuie de aici. Putem să mai punem așa o frunzuliță de mentă pe aici ca să arate totul mult mai proaspăt. Dacă ni se pare că mai e nevoie de alcool, mai punem bine, nu am glumit acum. Simplu și foarte gustos, extrem de spectaculos, dar ușor de făcut. Ăsta este desertul pe care vi-l propun de masa de Crăciun. Așa că vă spun și Crăciun fericit și poftă bună, să petreceți bine, să aveți grijă de voi și să vă iubiți!